Astăzi vom dezbate un subiect care, nu știu cum să zic eu, deși m-am pierdut deja. Astăzi vom discuta despre un subiect, abonații inactivi, să zicem așa. Ok, pasul 1. Prima oară, gen, când îți creezi un canal, tu, așa, ți-ai face un alt cont. Să zic, ți-ai face un alt cont și te abona singur la tine, eu am făcut asta. Deși de pe alt telefon. Până atunci nu știam. Am apucat eu pe telefon și nu știam. Am folosit celălalt cont al lui tata și m-am abonat. Nu era așa greu. Aveam 2 abonați. Și acum am mult mai mulți. Deși e cam ciudat rău. Înțelegeți? Să vă abonați cu mai multe conturi. Adică cu ce rezultă asta? Tu ai puțin, cum să zic, cu ce rezultă? Adică tu n-ai deloc abonați activ, te-ai abonat, ok. Wow, am 2 abonați, mă laud. Pur și simplu. Mă fac 100 de conturi și după mă abonez la mine. Nu? Wow, ce fain. Și nu știu de ce vorbesc pe nas. Și după, YouTube îți mai dă și strike pe canal sau ți-l șterge, cum am pățit eu. Eu mi-am făcut vreo 2-3 conturi cu Gmail ca să-mi creez cont de meeting, că na. Și videoclipul ăsta nu-i pus la Caterin, că eu chiar am vrut să-mi fac cont de meeting și m-am logat și pe YouTube cu alea și nou. Și YouTube mi-a dat strike, ce să zic. Nope. Și mi-a șters canalul. Ok, acum vine o parte mai interesantă și care îmi place mie să vorbesc mult mai mult, să te abonezi reciproc. Să zicem că eu mă duc la cineva, nu știu, să zicem la un canal care nu-mi pasă, să zic, hei, ne abonăm reciproc și să zic că așa fac cu 50 de YouTuber, da? Ok, să zicem că vreo 40 au acceptat și după cu ce rezultă? Tu ai 40 abonați, ei mă laud, dar după unde e activitatea din canal, adică zic și eu. What? Ciudat. Deci, sau să faci reciproc cu mai multe conturi. Hei, mă abonez la tine cu 3 conturi și tu te abonezi la mine cu 3 conturi. Ok, mă abonez, dar abonați activ nu. Sau, nu știu cât activitatea mea pe canal, că am văzut că am făcut recent 104 de abonați. Sper că am zis corect, că e noapte și nu pasă din barmă de grea. Am văzut că am făcut 104 de abonați și după aia, nu știu ce să zic, ori s-a abonat cineva la mine cu mai multe conturi sau i-am făcut cinstit, adică s-au abonat că au vrut ei, s-au abonat cu mai multe conturi. Dacă s-au abonat cu mai multe conturi, nu-mi place, adică eu am 104 de abonați, dar n-am activitate. O să fiu trist. Deci, dacă cineva s-a abonat cu multe conturi la mine, se poate dezabona, că nu mi-aduce activitate. Să te abonezi reciproc nu e bine deloc, pentru că n-ai abonați activi, zici că ți-e un discurs, deci n-ai abonați activi și nu ai ce să faci. Te abonezi reciproc și după ce îmi fac până la 1000 și după aia n-am abonați activi. Wow, am 1000, dar de ce nimeni nu e activ la mine? Hai să-mi fac 1000 de conturi și după aia să mă abonez la mine. Am 1000 de abonați. Wow! Sau am văzut un canal cu 10.000 de abonați. Gândiți-vă, 10.000. Și când am intrat pe videoclipul lui, avea doar un like. Cred că era de la el sau un comentariu. Nici nu știu. I-am dat și un like ca să-l ajut. M-am și abonat. Dar nu cred că o să fiu activ la acel canal. Pentru că cred că i-am uitat numele sau ceva genul. Pentru că mi se pare că m-am abonat pe contul vechi. Deci cam asta este controversa, cred că zice corect, cu abonările reciproc sau alte căcaturi de astea. Nu vă abonați reciproc, că după aia n-aveți abonați activi. Să zic așa. E de viață mai rip spate, m-am avut și spate. Deci, nu e bine să te abonezi reciproc. Asta zic. Din câte am pățit eu. Deci mă abonez reciproc, dar hai să zicem, cineva, 2 oameni au văzut că îmi zice, hei, mă abonez la tine, plus clopoțel, plus comentarii și chestii, plus like. Nu o să fac asta, nu o să-mi pierd timpul, deci mai bine mă uit la Irafel decât la altceva care face content 144p, deci zic și eu.
Nu mă băieți, eu sper că v-a plăcut, sper că v-am ajutat cât de cât. Nu știu cât de bine v-am ajutat, eu zic că ok. Deci, da. Și nu de ce respir așa și vorbesc pe nas, mi se pare. Am găsit asta cu votul. Dar să facem aici, PV1. PV, vedeți cât de obositos. Am key, am vot create key. Hai să vedem ce pică la păcănele. Vote. Reprec. Ok, o să dau lui prețul, nu acum. Nu mă, băieți, eu sper că v-am ajutat, nu uitați să dați un like, un dat vă pa, pa!